쓰라고. Bună ziua, bună ziua! Costi, mă, un pic mai. A, nu, vrem și mai. Iată-ne după o campanie și o pre-campanie lungă, după aproape 3 luni de muncă. Suntem în ziua votului. Încercăm să concluzionăm o stare care mă marchează extrem de mult. Sunt foarte emoționat. E un moment extrem de important pentru mine. Am exprimat votul la această secție cu speranța într-o Timișoară mai frumoasă, o Timișoară mai curată, o Timișoară mai prietenoasă cu cetățenii, cu dorința de a descătușa energiile creatoare ale orașului, cu dorința de a stimula implicarea cetățenilor, cu dorința de a ne fi tuturor un pic mai bine. Eu nu sunt analist politic, dar din statisticile anterioare, cred că nu vom reuși să motivăm atât de mult cetățenii încât să avem o prezență foarte crescută. Eu cred că undeva între 35, poate 38% va fi prezența la vot. Sigur, este și dezamăgirea pe care o au de-a lungul anilor vis-a-vis de cei care fac politică și cei care își asumă responsabilitatea de a conduce autorități locale. Este și lipsa de civism. Am văzut în această perioadă, deși am încercat să deschidem partidul spre societatea civilă, reacțiile nu au fost chiar foarte optimiste, oamenii încă sunt reticenți, ne va trebui foarte multă seriozitate și multă perseverență. Trebuie să le arătăm oamenilor că s-a schimbat ceva și eu am sentimentul că în partidul pe care îl conduc la nivelul municipiului s-a schimbat în bine foarte multe lucruri. Am încercat să aducem oameni care au convins în profesiile lor, oameni fără probleme cu legea. Sunt convins că populația conștientă a Timișoarei va realiza că s-a produs o schimbare și în partidul nostru și va vota așa cum cred că stă bine unui partid sau unui oraș atât de elevat ca al nostru, un oraș universitar. Cred că va vota cu o stângă democratică mai aproape de ceea ce înseamnă stânga europeană. Nu fac speculații de acest gen. Eu am militat pentru ca cetățenii să-și exprime votul, pentru că este normal, odată la 4 ani, au acest instrument în mână și pot să facă posibilă schimbarea sau continuarea.